Sau te sușei și lumea mă știe drept copilul de pe internet care jură degeaba. Nu și de azi înainte. Astăzi vă vorbesc despre aviație și deși nu am zburat niciodată cu avionul, iubesc aviația și avioanele și mecanismul prin care putem face chestia asta. Așa e că nici tu nu înțelegi prea bine cum zbor avioanele. Stai, nimeni nu înțelegea prea bine până în secolul 20. Scurtă istoria aviației în toată lumea. Încă din cel mai vechi timpuri, omul a visat să zboare și trecând peste miturile grecești și perse cu zburători, un călugăr englez și schițele lui Leonardo da Vinci care, dacă ar fi fost descoperite atunci, ne-ar fi putut accelera progresul cu mult, ajungem în anul 1783. Un an foarte important pentru aviație, atunci când frații Montgolfier inventează balonul cu aer car. Da, eu sunt uit. Balonul cu aer car nu putea fi însă controlat și lua foc foarte des. Prima problemă a fost rezolvată apărând dirijabilele, dar a doua nu prea. La finalul secolului XVIII, Sir George Cayley a adus omenirii conceptul avionului modern, cu aripi fixe și sisteme separate pentru ascensiune, propulsie și control. Multe încercări au fost făcute de atunci, iar în 1903, ziarul New York Times a prezis că omul va construi avionul peste aproximativ 1-10 milioane de ani. Însă în același an, primul zbor a fost făcut de frații White pe 17 decembrie în Carolina de Nord, SUA. Epoca de aer a aeronavelor gigantice s-a terminat tragic. La 7 mai 1937, când dirijabilul Hindenburg a luat foc, răbușindu-se la New Jersey, 37 de oameni au murit atunci. Revenind, după primul zbor al acestor chipeși frățiori, s-a constatat că erau multe de îmbunătățit. Și printre cei ce au făcut aceste îmbunătățiri s-a aflat al nostru Traian Vuia, inventator al primelor aparate de zbor cu sisteme proprii de decolare, propulsie și tren de aterizare. Pionier al aviației mondiale. Născut într-un sat din Timiș, a obținut titlul de doctor în științe juridice în 1901. Peste un an se afla la Paris, unde a studiat problema zborului mecanic, prezentând Academiei de Științe la 16 februarie 1903 un memoriu asupra invenției sale care se numea Proiect de Aeroplan Automobil. Academia îi respinge însă proiectul. Acum voi a fost pasionat de mic de aviație. Omul ăsta cu mustăcioara lui, născut într-un sătuc dintr-o România, urma să fie primul inventator care a construit și a zburat cu un aparat mai greu decât aerul, care era echipat cu sisteme proprii de decolare, propulsie și aterizare. Avionul său se numea Vuia I, iar la 18 martie 1906 și-a prezentat invenția în fața lumii, la Montesson, în Franța. Așa, când filmăm noi, suntem la Timișoara și este vineri, 18 martie, se împlinesc astfel 110 ani de la evenimentul ăsta. Interesant. Revenind. Vuia I cu mustăcioara lui a realizat prima aripă de avion. A realizat primul aeroplan cu aripi pliante. O altă mare invenție a fost generatorul de abur cu combustie internă și ardere catalitică. Adică presiunea între 100 și 200 de atmosfere față de 10 atmosfere cu cât se lucra în epocă. Invenția lui se aplică și azi în toate centralele termice. Revenind la aviație, omul iubea să zboare. A făcut studiile secundare la liceul de stat din Rogoș, studiile superioare la școala politehnică din Budapesta și la facultatea de drept. 3-3-2-1-0-6. Asta a fost numărul de pe brevetul pentru invenția lui, numită aeroplan automobil. După Vuia I au venit avioanele Vuia I bis și Vuia II, acestea fiind în urmă expuse la primul salon aeronautic de la Paris. De asemenea, între anii 1918 și 1921 au realizat două elicoptere experimentale pe aerodromul de la JVC și de la Issy-les-Moulineaux, cu care a adus o contribuție esențială progresului zborului vertical. Și omul a zis așa: eu nu lucrez pentru gloria mea personală, ci lucrez pentru gloria geniului uman. Wow, Vuia, dacă mai exista Tumblr erai mai faimos decât ai fost deja. Revenind la aviația mondială. Odată cu venirea primului război mondial au apărut avioanele militare care, deși folosite în scopuri rele, au revoluționat aviația. Pe 5 octombrie 1914 are loc prima luptă aeriană din istorie între un avion francez și unul german. După primul război mondial începe epoca de aur a aviației, perioada interberică. Dezvoltându-se aviația comercială, în al doilea război mondial, avioanele sunt utilizate la scară largă, apar avioanele cu reacție și radarul. După, aviația comercială se dezvoltă enorm. Pe lângă Traian Vuia, românci au influențat enorm din nou aviația mondială, au fost Aurel Vraicu și Henry Coandă, care realizează în 1910 primul avion cu reacție. Dar mai multe despre asta găsiți în alt episod din 10 inventatori români. Ce mustață fain avea Traian Vuia. Sper să nu pară ca și cum n-aș avea respect pentru omul ăsta, pentru că am foarte mult respect pentru omul ăsta, cu mustăcioara lui, cu tot. Pentru că nimeni nu i-a dat o șansă, de asta respect și mai mult. Nimeni nu a crezut că este posibilă realizarea unui asemenea lucru. Asta mă face să respect de 1000 de ori mai mult. Academia de Științe din Paris a spus în 1903, drept răspuns memoriului lui, problema zborului cu un aparat care cântărește mai mult decât aerul nu poate fi rezolvată și nu este decât un vis. Și pe bună dreptate, atunci, la răscruce de secole, mustăcioara lui Vuia era singurul lucru care părea că și-a zborul. Și jur că e ultima glumă despre tema asta.
cam atât e prezentarea mea despre acest mare român, Traian Vuia. Eu am fost Sherry, ne vedem pe YouTube, sper că v-a plăcut și sper să continuați să învățați, pentru că asta vă menține tineri, I guess. Eu m-am dus, pa!